Comisia Europeană vrea să unească programele de furnizare a cornului și laptelui și a fructelor proaspete în școli și să crească ponderea conștientizării elevilor asupra beneficiilor consumului acestor produse. Anunțul a fost făcut astăzi într-o conferință de presă de către președintele Consiliului Județean Sălaj și vine în contextul în care pe diverse canale s-a cerut înlocuirea celor două programe, fie cu unul prin care copiii să primească o masă caldă la școală, fie cu un program bazat pe etichete de masă. Tiberiu Marc a anunțat că, în calitatea sa de finanțator al celor două programe, Comisia Europeană nu încurajează astfel de transformări și cu siguranță nu le va finanța. Privind înlocuirea fructelor, a laptelui cu altceva. Unii au propus o hrană caldă, alții au făcut alte propuneri. Comisia Europeană monitorizează acest program și constată că la nivelul țărilor membre consumul de fructe, legume proaspete și lapte pentru consum, este în scădere. Este în scădere și există, din păcate, tendința de a fi înlocuite cu produse procesate. Nu intenționează să înlocuiască consumul de fructe, legume proaspete și lapte, ci intenționează să facă în perioada următoare două lucruri: să contopească cele două programe care acum sunt separate și să îmbunătățească pentru lapte partea din program care să conștientizeze asupra avantajelor consumului de lapte proaspăt. Potrivit președintelui Consiliului Județean Sălaj, Comisia Europeană vrea să promoveze și mai mult avantajele consumului de fructe proaspete și de lapte proaspăt, atât prin prisma beneficiilor asupra sănătății, ci și ca factor de dezvoltare a agriculturii din țările membre. Consumul acestor produse are legătură și cu producția de legume și fructe proaspete în Uniunea Europeană și urmărește și creșterea producției. Statele naționale doresc să creeze programe proprii pentru a livra în școli și alt gen de produse. Ați văzut că sunt deja o mulțime de proiecte care au o componentă after school în care se servește și o masă caldă. Este problema finanțării la nivel de autoritate publică locală sau de guvern. Comisia Europeană nu încurajează asemenea proiecte și nici nu le finanțează. Schimbarea de abordare vine în contextul în care, în ciuda diferitelor eforturi de promovare din sectorul sănătății și din cel agricol, depuse atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii Europene, având ca scop creșterea consumului, tendințele de scădere nu au fost inversate, în special pentru fructele și legumele proaspete și pentru laptele de consum. Această situație este amplificată, printre altele, de tendințele moderne de consum, orientate către alimente cu un grad ridicat de prelucrare, care sunt adesea bogate în sare și grăsime, și au un adaos ridicat de zahăr, tendințe care se vor accentua la categoriile de vârstă mai tinere.